După ce în urmă cu câteva săptămâni au fost depistate două focare de gripă aviară în România, Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Animalelor au efectuat mai multe controale pentru limitarea răspândirii virusului la păsări. Totodată, aceste acțiuni au vizat și transporturile de păsări vii și de produse provenite de la acestea. Având în vedere contextul epidemiologic la nivel european și național sub raportul evoluției gripei aviare, Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor a dispus la nivelul județului acțiuni de control pe această tematică. Din derogările care au fost în ultimele două săptămâni, în sensul că am putut să comercializăm pui și putem în continuare, la noi în județ, că ne referim la faptul că pe teritoriul județului Mehedinți există o singură stație de incubație unde agentul economic își poate vinde pui eclozați prin magazinele proprii. Rămâne în continuare interdicția de a se comercializa pui de zi de către comercianții ambulanți sau de către mijlocitorii de afaceri, așa cum îi se numesc conform legislației în vigoare, iar puii zburați este puiul de 21 de zile, se poate cumpăra numai dintr-o fermă, deci de la poarta fermei. Acestea au fost controlele și scopul nostru este de a limita și de a preveni apariția influenței aviare pe teritoriul României. Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor împreună cu Inspectoratul de Poliție Județean din Mehedinți au pornit o serie de controale și în trafic, unde au fost aplicate sancțiuni contravenționale. Au fost efectuate controale în trafic de către colegii noștri împreună cu echipaje de la IPJ Mehedinți. Au fost date și sancțiuni. Referăm aici că un cetățean transporta animale de talie mare într-un mijloc de transport neautorizat și ca urmare a fost sancționat cu 6.000 de lei. Aceste controale sunt periodice și sperăm să nu avem probleme în acest sens. În județul Mehedinți nu a fost depistat niciun focar de gripă aviară până în prezent. În continuare este permisă comercializarea de păsări.